când ultimele cordoane militare au dat mâna cu băieții și fetele coloanelor onoarei naționale, era miezul zilei de 22 decembrie. A spune doar patosul celui care participă la revoluție trebuie să constea în a spune că revoluția e bună, nu e suficient. Adică, până la urmă, e vorba de distincție esențială. Nu cântecele despre revoluție vor fi singurele în măsură să vorbească despre spiritul revoluționar, ci cântecele care își asumă revoluția și care cântecele, poemele, romanele, prin cântece înțeleg, deci formele artei, cântecele care își asumă revoluția și care cred că numai așa se poate. Cum vă asumați dumneavoastră revoluția? Încercând să fac mai bine decât ar fi condiția unui intelectual contemplativ. Adică încercând să îmi fac datoria de cetățean zi de zi și datoria de poet atunci când pot, atunci când am și armele să o fac. Revoluția însă, repet, nu este ceva care are un sediu. Stă acolo și din când în când ne dă semne că trebuie să o cântăm. Revoluția este starea națiunii române socialiste, adică este starea oamenilor care nu sunt mulțumiți cu ceea ce au făcut până acum, ci vor mai mult. Doamnelor și domnilor, vom atinge în această seară un subiect controversat. Din păcate, doar îl vom atinge, că de împins, de mutat sau de răsturnat nu vom putea. Se încearcă asta de 21 de ani de către un grup de istorici, de jurnaliști, de revoluționari de aici sau de aiurea. Evident, vom aborda în această seară subiectul Revoluția Română din decembrie 1989. Ca să asigurăm pluralitatea ideilor și a punctelor de vedere, ca să nu încălcăm principiile echilibrului și imparțialității informațiilor și să favorizăm libera spontană și că aceia care au preluat puterea au fost o emanație, au venit pe creasta valului de mase. Și să spunem răspicat că a fost și o lovitură de stat militară, începând din 22 decembrie 1989, care a avut ca rezultat 1000 de morți și 1000 de răniți. Trebuie să exprimăm cele mai calde aprecieri la adresa Revoluției Române, moment unic și înălțător din istoria recentă a țării noastre, cum spune domnul Ion Iliescu, președinte al țării și al Consiliului Frontului Salvării Naționale, care a preluat puterea, dar trebuie să respectăm echilibrul și să vă aducem aminte că momentul înălțător a durat cam vreo 3 ore și apoi a urmat o crimă în masă. Românii au dat dovadă și de eroism și de spirit de sacrificiu, dar revoluția a scos câteodată și porcul din om. Abeiurile au fost întoarse și aranjate în poziție de luptă în fața ministerului. Cadavrele au rămas cu intenție încă 3 zile la câteva sute de metri de biroul ministrului Militaru, material didactic pentru psihoza pe care trebuia să o trăiască locuitorii capitalei. Păi ce să mai discutăm despre teroriști când la Cugir a sărit să se salveze pe geam? Toți au sărit să se salveze de semenii lor. Și pe comandantul de acolo l-au culcat la pământ subiectul cărții pe care o scriu acum. Restituiri pentru români a unor documente. Au turnat benzină. I-au dat foc de viu. Iar unul a venit și a tăiat urechea și a mâncat-o. Undeva Harita sau pe urmă l-au spintecat și ascultați termenul din document. După care i-am tăiat penisul și l-am vârât acolo unde bănuiam că a fost gura. Că nu mai exista, nu se mai vedea gura. Și a bănuit că e acolo. Iar undeva prin Harita Covazna, tot unui șef de post în fața nevestei și copilului. A fost tocat. Și se dansa ritual în jurul focului aprins. Revoluția iar în altul, scoate și porcul o singură chestiune. Nu, asta nu-i porc. No. Revoluția scoate și porcul din om. Nu. Dar porcul e un animal plăcut. Dacă să-i tai gâtul Hiena. Și când vrea apă, îi dai urină. În numele cărei revoluții revendică în crimele astea? Să nu considerați vorbele mele
acțiuni de nesocotire sau de discreditare a Revoluției Române, care constituie adevărate acte antinaționale, dăunând imaginii României în lume, cum spune același președinte al liniștii noastre, ci doar un echilibru de informație și de opinie. Dacă după 20 de ani statul nu spune oficial că la condamnarea comunismului în Parlamentul României, cine a fost inamicul din decembrie 89, cine au fost teroriștii, atunci toți militarii de orice culoare, din armată, securitate, miliție, găzi patriotice și civilii revoluționari care au avut armă și au tras după 22 decembrie, sunt potențial criminali, condamnabili pentru un mor deosebit de grav. Statul român nu-i poate considera remarcați, luptători cu merite deosebite, în lipsa unui inamic, după 21 de ani, pentru că ei au tras și au omorât cetățeni români nevinovați. Și asta se cheamă omor deosebit de grav. Dacă nu e inamic, nu e război, e crimă. Și libertatea nu se poate câștiga prin crimă în numele ei. Asta e culmea. 1000 de oameni sunt în cimitirele patriei și patria îi plătește lunar pe cei care i-au omorât. Asta numai în România se poate întâmpla. Și toți plătim din buzunar tantiemele unor oameni români care au tras și au omorât alți oameni români, fără să ne mai întrebăm de 21 de ani cine și de ce le-a pus arma în mână. Pentru că diversiunea teroristă a fost făcută de capii armatei, cum spune un fost prim-ministru. Diversiunea teroristă a fost în mare măsură rezultatul sau a fost în mare măsură inițiată de niște comandanți din armată. Asta astăzi o știm. Asta nu se cheamă lovitură de stat militară? Mă miră că Peter Roman a rupt această frăție. Timp de 20 de ani a existat o, ați observat, ei se certau între ei, unii sunt la închisoare, ca Victor Stănculescu, poate pe drept sau pe nedrept, alții au coborât, alții au urcat, alții au fost victimele. Peter Roman a fost victima lui Ionescu. Cu toate acestea, când vine vorba de decembrie 89, o unitate foarte de imediat suspectă. În acel moment toți spun aceleași aceleași fraze. Nu cred că aproape difer. Plate. Dar nu există nicio nuanță în exprimarea. Și n-au nicio îndoială. Poate că un fenomen mai interesant. Poate că este vorba și de unii dintre ei și-au întemeiat destinul, gloria pe ce au făcut atunci. Și este greu să vii acum, să vină cineva să spună de fapt atunci nu erați erou, ci erați manipulat, sau nu erați erou, ci erați trădător. Dar cred că e și ceva care ascund ei, deși eu nu m-aș ascunde. Adică între timp societatea românească a evoluat, ce dacă ai recunoaște că a fost pusă o lovitură de stat pusă la cale de Moscova. Deci nu văd care ar fi, nu știu, nenorocirea. A fost, asta e. Acum un an s-au împlinit 20 de ani de la decembrie 89 și unul din cele mai importante texte scrise despre evenimente se cheamă Populismul, cel mai mare rău făcut poporului român. E un articol din ziarul Adevărul. Așa, asta mi-a aparține. Vă aparține. Da. Ce-i cu articolul ăsta? Este un articol omagial. Acel eveniment extrem de important în istoria României, care a schimbat un regim și un sistem politic în întreaga lui complexitate. A fost transformat foarte repede într-un subiect populist și va trebui încă o dată să explic ce este populismul, pentru că, din păcate, pe scena politică mai ales și mai ales mediatică din România, acest cuvânt este confundat cu altceva. Este greșit folosit. În zona asta politică și a media se folosește foarte des, de fapt întotdeauna, cuvântul populism pentru a desemna niște promisiuni făcute de politicieni sau niște cadouri electorale care ar fi populiste. Adică se dau măresc lefurile, să măresc pensiile și asta ar însemna populism. Este complet greșit. Populism înseamnă cu totul altceva. Înseamnă, prin definiție, lăudarea excesivă a propriului popor. Asta este populismul.
a aduce laude excesive dincolo de realitate propriului popor. A crede că poporul tău este buricul pământului, că a inventat avionul, că a inventat stiloul, că a inventat tot felul de lucruri, sculptura modernă și așa mai departe, deși toate lucrurile astea aparțin, într-adevăr, au fost inventate de niște români. Henri Coandă, Poenaru, Brâncuș, a spune că sunt creația întregului popor, este o teză populistă pentru a determina sau imaginea, construi imaginea că avem de-a face cu un popor genial. Articolul 1 din Constituția României, aliniatul 3, sună așa. România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, atenție, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Această ultimă frază a fost introdusă la revizuirea Constituției din 2003. Ea nu era la prima Constituție din 91. Uite, asta e o observație interesantă, un lucru pe care nu-l știam și eu, ca dovadă că mă bucur. Acest interviu e o posibilitate de a mai învăța și eu câte ceva. Dumnezeu este pedeserist. Exact, Dumnezeu este pedeserist și așa mai departe. Deci, de la această confuzie aplicată evenimentul din decembrie 89, am pornit la scrierea acestui eseu. De ce? Pentru că eu zic că în mintea oricărui om normal, care nu trebuie să cerceteze, nu suntem toți istorici, tot poporul ăsta, are cine să facă cercetarea asta și să o prezinte, istorici. Dar gândiți-vă la următorul aspect. Este un istoric, mă rog, care din considerente politice a scris o carte despre evenimente din decembrie 89. În toată această carte prezintă cu lux de amănunte toate manevrele politice externe, apariția lui Gorbaciov, reforma lui Gorbaciov, perestroica, modificarea politicii externe a Uniunii Sovietice în timpul ăsta, reacțiile americanilor, întâlnirile și înțelegerile de la Malta, întâlnirile Gorbaciov-Mitterrand de la Kiev, întâlnirile cu Helmut Kohl, tot ceea ce s-a întâmplat. Imaginați-vă o carte în care se prezintă toate elementele de conjunctură și mai ales toate elementele determinante ale modificării cursului istoriei, inclusiv pentru România. Pe ani de zile. Pe ani de zile, așa, și la sfârșit ne spune că a fost revoltă spontană. E foarte interesant. Eu n-am observat, poate că nu asta trebuia să faceți mai mult zgomot în legătură cu această prevedere. Cred că au intrat să o pășesc odată ce nu țin minte niciun scandal provocat de această introducere. În articolul 1, da, după că România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil, după forma de guvernământ a statului, este Republica, vine această poveste. Deci dacă s-a introdus în 2003, înseamnă că toți jurnaliștii de la vremea respectivă, în frunte cu mine, eram adormit sau nu am fost atent sau am fost atent la altă prevedere. Eu însumi eram adormit atunci pentru că am făcut aici în Televiziunea Română o campanie pentru revizuirea Constituției. Dar n-am citit acolo unde n-am crezut că se umblă, la primele trei. Este de-a dreptul ridicol. Și sigur că toate aceste lucruri, numai aici am dat cazul unui istoric, dar politicienii sunt și cei interesați și liberali și de toate felurile partide, nu spun stânga-dreapta, că din păcate dreapta n-avem, dar vă uitați la ei că toți glorifică mișcarea maselor din decembrie, pentru că în mintea celor fără pregătire nici politică, nici culturală, nici istorică, în mintea lor revoluția înseamnă mișcarea maselor. Hai să-l citim. Vă rog. Populismul, cel mai mare rău făcut poporului român. Comemorăm la 22 decembrie 20 de ani de la căderea regimului comunist în România. Moștenirea cea mai importantă a acestui eveniment este dobândirea libertății, mai ales pentru că s-a obținut cu prețul vieții a peste 1000 de oameni.
Din păcate, la două decenii după îndepărtarea lui Ceaușescu de la putere, printr-o lovitură militară și după ce revolta populară s-a radicalizat la București, între orele 17.30 și 18 ale zilei de 22 decembrie, într-o mișcare anticomunistă menită să scoată România din sfera de influență a URSS, națiunea română încă se face că nu știe cine este vinovatul pentru morții din decembrie. Cine e vinovat? În primul rând, Nicolae Ceaușescu, am spus-o de multe ori. Nicolae Ceaușescu a făcut erori grave față de națiunea română. Dincolo de crimele propriu-zise pe care le-a ordonat la Timișoara și la București, la Timișoara în noaptea de, în seara de 17 decembrie și apoi cele câteva omoruri din 18, și ea la București, la baricadă, noaptea, Nicolae Ceaușescu este principalul vinovat pentru că el, în calitate de om politic și ca istoric, eu așa îl judec. Pe mine nu mă interesează că era un dictator care se agățea de putere, că familia și toate discuțiile care se făcut, astea sunt lucruri secundare. Eu îl judec pe Nicolae Ceaușescu ca șef al statului, alături de alți șef al statului. Gheorghiu, Dej, regele Carol al II-lea, Antonescu, Băsescu. Deci, așa îi judecă istoricul. Ca personalitatea șefului statului, felul cum a condus mecanismele politice ale statului, cum au funcționat. Nu știu, poate că interviul ăsta e posibilitate de a porni o discuție ca la următoarea revizuire să scoatem. Pentru că? Este o prostie din mai multe puncte de vedere. Vă rog. În primul rând că se pun alături ca fundamente ale, sigur, al unei Constituții, două realități disproporționale, disproporționate ca mărime. Una sunt tradițiile democratice, să spunem, ale poporului român, chiar pe hârtie, și alta sunt idealurile Revoluției din decembrie, care sunt, cum să zic, o realitate mult mai mică. Și care n-are legătură cu democrația. Da. Revoluția din asta decembrie. Este, am spus, asta este prima... Pentru că Revoluția n-are legătură cu democrația. Prima cauza acestei aberații. E o aberație, exact. Clar. A doua este faptul că nu există ce așa zisă revoluție, așa o numesc, nu a avut idealuri democratice. A avut idealuri perestroichiste. Toate cele teze invocate de către susținătorii teoriei potrivit cărea în decembrie a avut loc o schimbare de trecere de la regimul dictatorial comunist la regimul democratic. Deci toate aceste teze sunt false, deoarece în decembrie echipa fesenistă a promovat idealul perestroichism. Pluralismul politic, deci faptul că sunt mai multe partide, chiar libertatea de expresie, sunt tezele lui Gorbaciov. O încercare a, cum am mai scris de atâtea ori, a comunismului cu voie de la Moscova de a se adapta la o întreagă campanie dusă de vest în legătură cu respectarea drepturilor omului. Continuăm. O succesiune zgomotoasă de mișcări pentru pomană și o rapidă instalare a jafului, secundată de o armată în disoluție și de pantomima justiției, au acoperit orice formă de discernământ. Imediat, noii politicieni au oferit poporului darul cel mai de preț al unei mulțimi, populismul. Nimic nu poate alimenta mai bine satisfacția mulțimii decât să-i spui că ea a făcut totul, că ea este eroul. Încă nu fuseseră îngropați toți morții și presa anunța victorioasă Revoluția Poporului, sacrificiul suprem al armatei noastre glorioase, eroismul timișorenilor care s-au luptat 4 zile și 4 nopți cu forțele tenebroase ale securității, dând o jertfă de 4.500 de morți în orașul de pe Bega și de 60.000 de morți în toată țara. Mi-amintesc că mantaua mea, care era cea mai nouă, eu fiind cel mai tânăr, a fost cea căreia i s-au atașat acele șnurulețe roșii și pe care Popa Gică, înainte de a se sinucide, a purtat-o când a fost avansat la gradul de general. Deci, pe baza același probatoriu făcut de... Nefăcut, de fapt, de nimeni. De Dan Voinea. Nu a punctelor acuzării spuse de procurorul Dan Voinea, l-ați fi condamnat la fel? Ar fi arătat la fel procesul? La asemenea, nu am dreptul
să vorbesc altfel despre un om care s-a sinucis. Nu, eu vă întreb dacă dumneavoastră personal ați fi făcut. Acel recurs la istorie, în condițiile unei anumite educații și conștiințe și unor valori creștine pe care le îmbrățișez, mă împiedică să-i aduc vreo critică lui Popagică. Singurul lucru care probabil l-aș fi făcut altfel ar fi fost stilul, repet. Eu nu aș fi atacat acuzatul. Autocritica lui a fost absolut... Dar a fost un cartuș de Makarov. Autocritica lui a fost capitală. Asta a fost autocritica lui, căzând cu capul pe un ziar, cred că Adevărul, dar nu este numai o autocritică. Este și o critică directă la cei care efectiv s-au purtat oribil cu el după momentul execuției. El a fost efectiv lăsat în stradă, am venit noi să-l apărăm. El a fost dus despărțit de familie și cantonat la hotelul armatei Haiducului din... Că doar îl lasă nervii din, și se din sinucide. Drumul taberei. Nu i-au pus un pistol pe masă? Că trebuia, pistolul l-a avut el. La deci n-avea nevoie să-i pună un pistol pe masă. Asta a fost greșeala noastră că l-am lăsat cu el. Dar acolo s-a făcut dosarul. Și acolo, în zilele care au curs una după alta, inexorabil, și-a dat seama că nu sunt 64.000 de morți, că nu sunt miliarde în conturile din străinătate, că ceea ce se întâmplă în jurul lui nu poate să fie pus în sarcina celui abandonat, ca un, mai mult decât ca un câine pe o șosea de lângă Titu. Teribilul dictator condamnat și executat pe subminarea economiei naționale? Mai puțin asta. Asta este o chestie pe care putem să gândim, să o analizăm cu experți și să o contrapunem realității românești de astăzi. Care sunt tradițiile democratice ale poporului român? Care știți dumneavoastră că sunt? Sau care credeți dumneavoastră că sunt? Probabil că făuritorii acestei Constituții revizuite, părinții acestui document, s-au gândit la un anumit segment sau la o anumită componentă a istoriei României, pentru că cu partea aceasta democratică am putea să vorbim de când? Poate de la, nu de la Cuza, poate de la regimul lui Carol I. Încoace. Da, încoace, dar nu putem vorbi de niște tradiții democratice în adevăratul sens al cuvântului, pentru că foarte multe din prevederile constituționale au venit de sus în jos, fost importate. Și gazetarii, consider gazetarii ca precum Eminescu sau Caragiale, au denunțat chiar această realitate a formelor fără fond. Poate avem tradiții democratice în sensul de tradiții pe hârtie. În realitate au fost multe slăbiciuni în aceste democrații. Deci acea frază care a fost introdusă, sigur că nu întâmplător, și o să comentăm. Conține două elemente. Unu, tradițiile democratice românești și doi, idealurile Revoluției din decembrie 1989. S-o luăm pe rând. Tradițiile democratice românești sunt, din păcate, și o spun cu durere, extrem de puține, extrem de sărăcăcioase. Oameni buni, înainte de dictatura comunistă, da, a lui Gheorghiu, deja lui Ceaușescu, nu a fost democrație. A fost dictatura militară a lui Antonescu. Iar înainte de dictatura militară și național-socialistă sau ce era statul național, statul legionar, așa, înainte de asta a fost dictatura regală. Înainte de dictatura regală a fost o perioadă de dominație a personalității regelui din 30 până în 38, care coordona, conducea un fel de dictatură mascată, să spunem așa. Din 1920, după război. Marea Unire, și după război, unire. Marea Unire și a venit guvernul Averescu și România a trăit, nu se știe acest lucru, nu se comentează, în lungi perioadă de stare de necesitate și de urgență, în care o serie întreagă de libertăți democratice erau abolite. Sigur, se trăia bine. Se trăia foarte bine. Tocmai ăsta este marele semn de întrebare. Populației României s-au obișnuit cu liderul suprem care decide, hotărăște, cu tătucul. S-au obișnuit ca statul să funcționeze undeva
și să-i ofere, să-i dea, mereu să-i dea statul ceva, ca și cum statul ar fi un corp străin, așa, pus pe acolo. Uneori chiar era, că era condus de străini. Așa. Și românul să primească și să trăiască bine. Nu înseamnă că sistemul în care, politic, în care trăia, era sistemul democratic. Deci, și atunci, care sunt tradițiile democratice și care e spiritul tradițiilor democratice ale poporului român? Domnul Mihalache, imaginați foarte concret la zi. Gândiți-vă la această propoziție, la acest pasaj din Constituția României și o să vă spun următorul lucru. Tradiția democratică a României implică obligatoriu două camere ale Parlamentului. Este sistem bicameral. Ori tocmai s-a făcut acum un an sau când și plebiscit sau ce a fost făcut un referendum pentru a se schimba această situație care este trecută în Constituție, ați citit-o dumneavoastră. Tradiția democratică a României. Păi tradiția democratică a României, potrivit Constituției de astăzi în vigoare, este cu parlament bicameral. Pentru ce s-a făcut atunci împotriva Constituției, da? Pentru ce s-a făcut și referendum și toată povestea? V-am dat un exemplu foarte simplu. Dar iertați-mă, chiar așa scrie? Și n-am observat noi niciunul. Pe cuvântul meu. Nu, dar bine că mi-ați spus, mi-a dat un subiect de scandal, nu se poate. Spiritul tradițiilor democratice ale poporului român, și eu cred că dacă vorbim de poporul român și de ce s-a întâmplat în ultimii 500, bun, 300, trădarea e mult mai importantă decât... Am înțeles. Hai să facem o concesie, spune că trebuie să găsim niște tradiții, dar și dacă introducerea acestei sintagme în spiritul idealului mi se pare o prostie, o aberație. Dom'le, și Cristo, deja... a scos o carte acum câtva timp, care se cheamă Lovitura de stat... mascată, o lovitură de stat prost mascată. Da. Atenție, dumneavoastră sunteți deja, eu citindu-vă acest lucru, în afara Constituției. Pentru că dumneavoastră negați caracterul de revoluție întâmplării din decembrie și spuneți despre ea, ca și mine de altfel, ca și domnul Stoienescu de altfel, ca și mulți alți oameni, că e o lovitură de stat militară, spun eu. Da, da. Corect. Gândiți-vă dacă există o formă, document sau declarație sau comunicat, o formă oficială publicată în Monitor oficial care să cuprindă idealul Revoluției. Este o trimitere indirectă. Noi, ca istorici, ca jurnalist dumneavoastră, știm foarte bine la ce se face trimiterea în această formulare, idealurile. Pentru că ar fi acele 10 puncte citite de domnul Iliescu la televizor, care nu aveau și nu au nicio funcție oficială. Este un comunicat. Eu am demonstrat că în acea perioadă, în zilele alea, au fost 4 astfel de comunicate. 4 programe. Avem programul de la Iași, al Frontului Popular Român, programul de la Timișoara, al Forumului Democrat, sau cum se numea? Alu Filipoiu. A, programul lui Filipoiu, programul lui Petre Roman. Petre Roman a venit împreună cu Montanu, a făcut un program, l-au citit mulțimii de acolo, s-au dus la televizor, l-au prezentat și acolo. Deci, asta nu este, să spun eu, programul cel citit de Ion Iliescu. Faptul că a fost citit de Ion Iliescu nu avea absolut nicio semnificație. Putea să-l citească și Dincă Gogoșaru, sau cum îl chema pe domnul acela revoluționar. Păi nu înțelegeți că din 2003 acest lucru s-a introdus tocmai ca revoluția să capete un statut constituțional și să nu mai vorbim cumva despre, să nu mai punem întrebări despre asta. Da, dar asta spune foarte mult despre caracterul democratic al societății românești, pentru că normal era ca acea introducere acestei sintame, care e pășest, repet, să provoace un mare scandal. Și care cum a 91 n-a fost. Nu, dar se provoace un mare scandal, pentru că e introducere, normal era ca această sintagmă să fie introducerea precedată de o întreagă dezbatere publică. Din cauza acestei fraze, cu idealul Revoluției Române, pentru că cuvântul Revoluție, da, cu R mare, introdus în Constituție, vrea să impună tuturor, nu numai istoricilor, și ziariștilor, și oricăror cetățeni, prin Constituție, că a fost Revoluție.
Deci, și atunci punerea în discuție. Punerea în discuție acest lucru ar însemna o infracțiune împotriva Constituției. Eu mă aflu în această situație, am fost și amenințat de o personalitate a evenimentului din decembrie, revoluționar la rândul său, și care mi-a spus că pot fi trimis în judecată pe articolul acesta din Constituție, pentru că o contest că a fost revoluție. Cine e? Este o personalitate, e o cunoștință, eu am luat-o ca o glumă, nu s-a materializat, n-am fost trimis în judecat, dar am fost amenințat cu chestia asta. Ceea ce pe mine m-a făcut să-mi aduc aminte că prin anii 2000-2002 am scris o serie întreagă de articole în presă despre problema Constituției României. Și vreau să vă spun următorul lucru, cu orice risc, sigur, eu nu sunt jurist, nu sunt specialist în drept constituțional. Am citit însă cu ochi profesional și cu atent, m-am documentat ca să pot să formulez o opinie cât de cât corectă din punct de vedere al profesiunii. Să știți că am luat Constituția actuală a României, am citit-o de la articolul 1 până la articolul 43, m-am plictisit. Și am să vă explic de ce. Nu se respectă niciun articol. Niciun articol, cel puțin de la 1 la 43, din această Constituție, nu se respectă în realitate. Citiți articolul 1. Vă rog frumos că l-aveți dumneavoastră, dacă l-aveți acolo. Da, sigur. Cum e formulat articolul 1? Aliniatul 1. România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Da. Suveranitatea României, vi se pare că este respectată? Acțiunile care se petrec în Transilvania, în zona aceea, a secuilor, și vi se pare că respectă articolul 1 din Constituție? Toate declarațiile separatiste făcute de, inclusiv de parlamentari europeni români, trimiși de România oficial acolo. Ajungem imediat. Vi se pare că articolul ăsta, aliniatul ăsta, se respectă? Forma de guvernământ a statului este Republica. Păi, dacă n-au întors pe toate părțile, de-am înnebunit cu regele Mihai și cu toată povestea asta, am văzut că... Și cu prințul Paul. Îl scot și cu prințul Paul, da. Bagă subiectul ăsta regele... de Jurassic al Maratul regele Romeș, cumpăra și cu toate poveștile astea, care, cum să spun... Mă rog, sigur, suntem republică, dar o republică, prin definiție, este funcțională. Trebuie să funcționeze ca republică. Sau poate sunt eu prea exagerat. Cer prea mult de la poporul meu. Idealurile trebuie să fie libertate, fraternitate, de fapt, interesant ce spuneți. În 1991 nu se putea introduce această sintagmă, nici pășesc. De ce? Pentru că opoziția de la vremea respectivă, partidele istorice în primul rând, dar și presa, lucram în presa independentă, ar fi fost foarte atentă și ar fi făcut un mare scandal. Virguliță. Nu, ar fi făcut un mare scandal în legătură cu această introducere, deoarece în 91 era mult mai puternică această credință în societatea românească că în decembrie 89 a fost o lovitură de stat și ceva necurat, necurat. Pe când în 2003, foarte interesant, trebuie văzut cine era în opoziție. S-a măcinat povestea. Da, da, interesant. Deci partidele de opoziție, presa, n-au mai considerat atât de important momentul decembrie, ceea ce este o mare greșeală, pentru că eu cred că câtă vreme nu se va spune adevărul sau nu vom, nu se va ști adevărul sau despre momentul din decembrie 1989 și va fi în continuare clădită această perioadă post-decembristă pe o minciună, e un lucru grav pentru societatea românească. Dar spuneți-mi cu... Aveți o frază și o leg acum, da. Și spuneți așa, dar încă o dată, o țară așezată strâmb e mult mai greu de îndreptat decât o țară neașezată. E din... Da, corect, așa, corect. Părerea mea că atunci s-a așezat strâmb și s-a așezat pe o minciună. Deci... Păi știți, când îți rup piciorul și se lipește strâmb și te duci la ortoped, ăla nu face altceva decât ți-l mai rupe odată și ți-l pune ca lumea. Altfel n-are cum.
Da. Să ți-l mai rupă odată ca să-l pun în calcul. Deci, încercăm să lămurim. Poate că mulți români numai, probabil multor se pară bizar această preocupare a câtorva, și dumneavoastră vă numărați printre ei și eu și Alex Toinescu și încă vreo câțiva, care preocupare față de adevărul, față de ce s-a întâmplat în decembrie 1918. Este foarte important. Avem dreptul ăsta? Nu, avem chiar obligația, pentru că, repet, din faptul că nu se spune adevărul, nu reușim să impunem adevărul și că actorii, cei implicați în această, cum să spun, negustorie sau ce-o fi fost, buticărie din decembrie 1989, faptul că ne vedem înseamnă că e un viciu în societatea românească. Societatea românească nu are ceva, are o slăbiciune, un gol. E ca o viață de om întemeiată pe o crimă. Cineva a făcut o crimă odioasă. Vorbim de năpasta Ion Luca Caragiale. Dar nu numai asta, vorbim și de cei noi, care au făcut crimele atunci. Da. Ei pot dormi liniștiți, totuși fenomenul terorist, măcar ăsta. Hai să spunem că poate că e o chestiune subtilă, intelectuală, de istoric, de șoarece de bibliotecă, să vedem dacă a fost lovitură de asta, dacă n-a fost. Dar, după plecarea, fuga cu elicopterul Nicolae Ceaușescu, au murit aproape 1000 de oameni. Nu unu, nu doi, nu trei, și unul dacă murea, normal era... Au murit mai mulți decât au murit din vina lui Ceaușescu între 65 și 89. Sunteți de acord că noi trebuie să stabilim, nu, și din punct de vedere istoric, dar și juridic, vinovați. Și dacă murea un singur om, și ăla care era nevinovat, normal era să cineva să răspundă. În sensul ăsta este dar foarte important. Dar o mie de oameni. Și în numele libertății. Despre asta e vorba. Da, și în numele libertății și că în numele... Nu apăra nimeni atunci. Și în numele unui mister, unei enigme, care se numesc fenomenul terorist, care noi la ora actuală nu ne-am lămurit nici măcar un lucru elementar. De unde știau liderii echipei feseniste, de unde știa domnul Ion Iliescu că sunt teroriști? Bun, n-au fost. I s-a spus de către militar, de către armată. Cine de la armată? Evident, o investigație jurnalistică era simplă. I s-a zis de la armată, cine de la armată? Ion Nelu Popescu. Mă duceam la Nelu Popescu, dar de materie de unde știe, că poate mergând așa aflam de unde a pornit. Televiziunea este în pericol. Cerem urgent armata să intervină. Nu mai este timp de pierdut. Dați ordinele corespunzătoare, așa cum v-ați angajat în fața poporului. Ostași, folosiți armele pe care le aveți în dotare, fără a aștepta neapărat această dezlegare formală. Poporul vă dă acum ordine. Nu așteptați numai de la niște comandanți, poate prea limitați în limitele impuse atâția ani de dictatură. Să ne apărăm cu ceea ce avem la îndemână. Utilizați toate forțele, tot armamentul, toată muniția. Aduceți de urgență ajutoare. Există aruncătoare de grenade care n-au fost puse în acțiune. Să intre în acțiune aceste aruncătoare de grenade. Să intre tancurile și să dărâme clădirile în care se află acești criminali. Să se acționeze cu toată fermitatea, nu mai este timp de pierdut. În momentul în care am fost ministru de interne și am putut verifica, iată, nu vă dau un răspuns direct pentru că e un lucru foarte important. Sunt cel care mi-am asumat curajul de a spune că n-a existat teroriști, pentru că n-aveam unde să-i găsesc. Am studiat organigramele Ministerului de Interne, inclusiv pe cele ale fostei securități. Nu aveau de unde să apară. Și atunci, dacă probabil o să reluăm discuția despre teroriști, am spus-o și pe asta, despre revizuire, ea se cere, urlă în noi, pentru că eu nu vreau să rămân complicitar pe execuția și poporul român nu trebuie să rămână. Când un domn sociolog într-o emisiune îmi spunea vrea sânge și 10 din români vreau sânge și vreau să-l omoare, uite un singur lucru. În conștiința națională atunci se vorbea despre teroriști care n-au existat, despre ape otrăvite. Suntem aici aproape de locul în care, vă spun imediat, da, pentru că știm oricum, ar fi truism. La un moment dat s-au luat despre apele otrăvite. O domnișoară cu tânărul ei prieten într-o mașină pe malul Dâmboviței au făcut sex în zilele alea. La sfârșit și nu știu din ce motive și-a aruncat chiloții în apă. A fost raportat ca act terorist de infestare a apei. În cartea mea la care lucrez acum o să dau
documentul în legătură cu asta. Iar cei care au vorbit despre teroriști, despre baraje aruncate în aer, sunt, pentru că așa a fost scenariu, cei care au preluat puterea și care trebuia să se legitimeze din terorism, din necesitatea de a replica și din faptul că pe lângă cei 100 și parcă 40 de morți care prin acte de diversiune au servit în înlăturării lui Ceaușescu, mai sunt de 7-8 ori mai mulți. 162 de morți până în 22 decembrie. Deci e corect, înseamnă că memoria mai ajută. Și atunci vorbim de pericolul și necesitatea executării a doi bătrânei abandonați de toți pe o șosea de lângă Titu. Doamne ferește, nu-s nostalgic. Nu pot să spun că mi-a iubit, dar nu pot să accept ca să vin împreună cu ceilalți, cu toți compatrioții mei, să fim complicitarii lor, complicii lor, într-o execuție a doi bătrâni care nu mai reprezentau nimic, nu mai aveau o putere. Ei nu mai aveau de mult. Destinul Ceaușescu s-a hotărât pe 11 martie 85, cu, în momentul în care Gorbaciov a preluat puterea în Uniunea Sovietică. S-a accentuat în timp, iar el n-a înțeles că îl va duce în groapă. Asta este o altă problemă, dar ca să mistifici istoria și să vorbești că, cum vorbesc unii, al căror nume nici mi-e jenă, mi-e silă să-l pronunț. Numele de Cioclii nu se spun. Cei care de la execuție până la groapă l-au condus. Miros pestilențial și prin ecran când îi văd. Și nu știu de ce Dumnezeu îi tot aduceți. Pentru ce istoria României? Populismul face din poporul român nucleul unei națiuni extrem de vulnerabile și irecuperabil slabe, o expune marilor pericole de a nu putea construi nimic concret în interior și de a nu fi în politică internațională decât un figurant căruia îi se dă din când în când un rol de dus tava pe la conferințe, de a face, cum spunea Iacob Burkhardt, reforme la nesfârșit și de a naște cu asiduitate la noi și noi generații de corupți. Și în primul rând, corupții morali, care ascund adevărul în mintea lor, în șuete și în mărturisiri telefonice, pentru ca apoi să strige pe stradă, pe la conferințe și pe la televizor, măreția Revoluției din decembrie care ne-a eliberat. M-am săturat nu numai de lașitatea cu care unii oameni, chiar unii oameni cu pretenții. M-am săturat și de micimea asta a unor oameni care în momentul când sunt în fața camerei de televiziune, într-un studio, sau în fața unui reporter de la presa scrisă de la televiziune, prezintă așa o imagine cât se poate de dinamică despre participarea lui la Revoluție, despre fenomenul în ansamblu, Revoluția, care a făcut, care a răsturnat, care s-a luptat cu securitatea, care a înfruntat cu piepturile goale și toate imaginile acelea stereotipe ale legendei, așa, și după aia mă sună la telefon sau mă întâlnesc cu el și spune: domnule, eu știu că mare lucru n-a fost și că a fost și lovitură de stat și își dau cu părerea exact invers după ce. Și acum au apărut denigratori, au apărut impostori, au apărut profitori care denigrează Revoluția și pe cei care și-au asumat principalele riscuri și responsabilități pentru înfăptuirea Revoluției. Iar momentul cheie de exprimare a voinței populare au fost alegerile din mai. De fapt, ei sunt rezultatul luptei politice care a urmat. Este poziția frustraților, care înainte n-au scos o vorbă, n-au suflat în front, în fața dictaturii, care în timpul Revoluției n-au făcut nimic și nu s-au remarcat prin nimic, oameni frustrați care vor să iasă la liman și să culeagă fructele Revoluției Române. Mi-aduc aminte, aici, în televiziune, când a fost acea celebră emisiune făcută de dumneavoastră, dacă nu mă înșel, în decembrie 2005, o transmisiune în direct până noaptea târziu, la care am fost invitat și eu, Silviu Brucan, cu care am avut foarte puține dialoguri cu el, în primul rând că a refuzat cu încăpățânare orice interviu sau discuție cu mine, deși el dădea tot felul de interviuri pe la presă. Aici, în sala de protocol, mi-a spus doar atât: dumneata, eu cu dumneata nu vorbesc, pentru că dumneata ești periculos. Sigur, ce pericol pot să reprezint eu, că n-am armate, pericolul adevărului. Mi se prezintă un așa zis documentar,
care nu este un documentar, ci este prelucrarea unei cărți, deci a unui punct de vedere, a unui scriitor. N-am nimic împotrivă o asemenea dezbatere, discuție, să se facă pe bază de cunoaștere și nu la o, la o emisiune consacrată aniversării Revoluției. Cine să sau știe comemorării mai... Revoluției, domnule Dușei. Comemorării Revoluției. Nu, de este ce? Aniversării Revoluției și comemorării victimelor Revoluției. Sunt două lucruri distincte. Păi să le spunem pe amândouă. Revoluția nu e un moment de doliu. Să le spunem pe amândouă. Deci, pentru unii în țara asta este un moment de doliu. Dar lăsați-l să vorbească, domnule. Iertați-mă. Să vorbim, să vorbim. Respectați, vă rog, oamenii și părerile lor. Poate comemorarea căderii vechiului regim. Da, sigur, asta trebuie să regretăm că s-a Revoluția a fost un moment de eroism al țării acesteia. Noi aniversăm Revoluția. A fost o victorie a poporului român. Nu comemorăm Revoluția. Comemorăm totodată victimele. Și în acest moment, în această epocă, în ceea ce se întâmplă în lume, și din punct de vedere militar, strategic, și din punct de vedere economic, numai puterea unei democrații autentice și a unei economii de piață funcționale ne poate apăra. Nici o armată, oricât de bine sofisticată ar fi și de bine pregătită ar avea România în momentul de față și n-are, oricât de inteligent ar fi politica externă a României, din păcate n-are, de-aia suntem slabi, ceea ce ne poate apăra cel mai bine astăzi și în viitoarele decenii este un sistem democratic solid și puternic, un parlament puternic și o economie funcțională. Păi hai să muncim și sâmbătă atunci, un an de zile. Nu, este, în loc să tăiem 25% este, din salariu. Soluția nu e asta. Soluția este ca în cele zile de luni până vineri să muncești ca lumea, să nu-ți bagi joc. Asta este soluția. Nu să muncești și sâmbătă și duminică. Să te distrezi cât poți de mult sâmbătă și duminică. Dar de luni până vineri să tragi, domnule. Să tragi nu numai pentru tine și familia ta, să tragi și pentru țara. Asta înseamnă patriotism. Fără să o declari. Dacă faci lucrul ăsta, fiecare cetățean va face acest lucru, va face un act patriotic, fără să declare, fără să-i se ridice statui. Dar consecința va fi un stat puternic. O spunea și Iorga în 38. Probabil că nu întâmplător sunt influențat de cuvintele lui Iorga. Înainte de a pleca pentru scurtă vreme din țară, cred că veți îngădui ca vârsta și experiența mea, dorința de a face bine tuturora, să dea câteva sfaturi. Țara noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară și față de acest neam. Schimbări mari, revoluții se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost. Și foarte multă vreme nu ni se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face isprava care se așteaptă de la noi.